Salutare lume și bine v-am găsit la un nou episod de Dreadout. Ia să vedem ce avem noi de făcut astăzi. Eram deja acolo, ok. What the room... The giant fox real battle will be held in her habitat. Da, asta știu, a rămas, cred că la 104 am fost noi prima oară când am început jocul sau că nu mai țin minte. Aia cu sewers, mama dracu. Și desigur că nu m-am putut abține decât să mă uit pe net și am înțeles că mai sunt câteva căcaturi de făcut, adică trebuie să colectezi și niște obiecte pe lângă faptul că, mă rog, alungi spiritele alea și stafii, strigoi, pula mea, vampiroi, ce-or fi, nu știu, adică dăia care suc sânge, știi? Asta dacă nu suc cumva altceva. Ok, ia să vedem. Bă, mie personal, deci mie propriu și personal, nu-mi place de nicio culoare căcatul ăsta de telefon. Deci o să mă mut frumos, da, ăsta are flash, pula mea. Ok, ia să vedem pe unde mai era. Știu că trebuia să mai iau ceva de aici de undeva, dar nu știu de unde. Aia e problema. The fuck is this shit? You son of a bitch. Te-am futut. Asta e. Ok, ia să vedem ce obiecte am putea noi să mai găsim pe aici. Aici pula, nu-i nimic. Ok. Nu-i nicio problemă că ne plimbăm, bossule, că de pula mea, pe urmă, ce-am putea să facem mai mult în jocul ăsta decât să ne plimbăm? Că văd că o să mă plimb în draș pe aici. You again! Bă, dar tu mai apar, mă, în pizda mătii de multe ori. Ia să vedem ce găsim noi în direcția asta. Fiți curajoși, dragi prieteni, că altfel o să belim pula dacă nu suntem curajoși. Bă, da, zice ceva de o vulpe în pula mea și n-am văzut nicio vulpe până acum. Căcatul ăla e cu totul și cu totul altceva pe care l-am fotografiat eu. Ia să vedem ce găsim în rahatul ăsta de direcție. Apa aici e închis, aici nu-i nimic. Bun, îmi place când nu găsesc nimic, înseamnă că mă îndrept în direcția bună. Și că probabil am curățat deja zona respectivă. Ia uite, șobolan, șobolan, fugi futu-ți gura mătii că te calc și te fac căcat. Unde e, mă? Se aude de aici. Credeam că e altceva. Dar... din câte se poate vedea e decât de la oglindă. Bă, și mă enervează sunetul ăla că e așa ciudat și... ce pula mea? Ia să vedem ce pula mai e pe aici. Bă, apare, nu-i nimica. Deci, cred că... am avut impresia că e ceva... Bă! Ce pula mea! Bă, voi vedeți rahatul ăsta, mă? Ce frumos, ești prea mult fond de ten să-mi bapu la măta dacă nu. Ok, deci ce dracu am putea noi să mai găsim pe aici, pe acolo am fost, ok. Ia să vedem, fraților. Bă, trebuie să mai fie niște obiecte pe aici, că văd că bulangiul ăla de fiecare dată când dau cu blitzul așa frumos pe el, fuge pula mea, nu știu, trece prin perete, face el ceva. Probabil fuge să-și dea o labă, că prea arată bine gagica asta. Adică, bă, ăștia, pe lângă faptul că au un stil foarte idiot de a exagera cu gorul, le mai fac și pastea super bune, mă. Adică, uitați-vă și voi, pula mea. Hei, fă, uită-te. Au, damn, boobies. Bă, și ce boobies, ești prost. Mă rog, trecând peste treaba asta, hai să vedem ce mai putem găsi pe aici. Că bănesc că trebuie să fie ceva care să, cum să vă spun eu, să declanșeze toată treaba aia cu... Că zice ceva de un fox, adică o vulpe, și aia nici de cum nu e o vulpe ce am văzut noi acolo. Deci probabil trebuie făcut ceva. Ok, pe aici am fost. Probabil trebuie să mai găsim un obiect sau ceva de genul, nu știu. Pula mea, tu din nou? Ok, văd că a murit. Objective updated. Ok, ce spune acolo? Rumor has it that the giant... ai mai spus treaba asta odată. Bun, hai să vedem ce mai găsim pe aici.
Bă, se aude ceva. A, ce pula mea, să ăștia sunt copii, pula mea. Gramophone handle. Ce mama dracului ești? Bă, ești prost? Ăștia sunt copii cu cordon umbilical. Dă-te în gât, mătii. Bă, acolo zicea de... cum îi spune, în habitat, deci cred că e chestia aia roșie înspre care am mai fost noi. Adică, mă rog, camera aia mare și urâtă și cu... nu știu ce e chestia aia roșie, că pare ca un fum, dar mie îmi pare mai mult a... nu știu, cum se numește, ciclu gazos, ca să zic așa. Ce pula mea e asta? Ce pula mea e asta? Nu văd nimic. Fugi în gâtul mătii, nu muri, dă-te în pula mea, nu muri. Oh, you ugly son of a bitch. Și pula, că m-a prins aici, acum nu mai pot să plec. Da, bă, mersi frumos. Ești un scump să-ți moară familia ta. Hai, fă. Nu, mai că m-am dus pe pula, ce să mai, gata, m-a cop fraierul. Bine măcar că ai murit să scăpăm dracu odată de aici. Fufă proastă. De fapt, vulpe proastă, că m-a prins la colț, m-a violat, ce să mai. Mi-a dat-o prin gură. N-am ce să fac. Ok, hai că sunt cu bambina colea. Acum își revine după violul ăla intens. Hai, fă, ridică-te, hai, Linda, hai cu tata. Oh, mamă, uitați și voi cum aleargă ca o pizdă din aia proastă. Bă, dar nu înțeleg ce cu chestiile astea, că am văzut că apar așa, nu știu... random oarecum, zic, nu știu, ia să vedem dacă o luăm în direcția asta, mai apare ceva. Pula, blackness total. Nu știu ce-i cu chestia aia acolo, dar mă rog. Ciudat, foarte ciudat. Go to the light, my son. Sau, mă rog, my daughter în cazul ăsta. Deci ia să vedem unde-i vulpea aia parașutistă, bănuiesc că pe aici trebuie să o iau. Șobolanii fug din direcția opusă, deci cred că e pe aici. Bă, de ce pula mea trebuie... fuck! Nu, dă-i! Aha, muie, că ți-am făcut poză. Bă, ce pula mea se întâmplă? Fugi, fă, fugi, fă! Nu! Băga mea și pula să-mi bag. Nu! Dă-i cu poză în gâtul mătii, dă-i cu poză, bă! Dar bine că m-ai prins iar, morții tăi. Făi, bă, frate, poza aia, ce pana mea. Nu-mi place despre tine, nu-mi place despre tine. Ești o scârbă, ești o scârbă ordinară. Ok? Am murit sau ce dracu? Da, iar am murit. Dar nu înțeleg ce pizda, mă, si se întâmplă. Deci trebuie să fac poza mai întâi, după care să o iau la goană ca... Bă, uite, mă, că mai sunt chestii din asta. Ce e aici? Ceva ciudat, nu știu. Deci aparent astea sunt faze din vechiul joc. Sunt niște amintiri sau ceva de genul, bănuiesc, adică dau și eu cu presupusul că ce pula mea altceva ar putea să fie. Uite, parașuta asta e deja posedată din câte vedeți voi aici. Uite-mă și pe mine. Uite și pe bagabanta asta sed, ce stă aici. Dați-vă-n pula mea, mă duc înspre lumina. Lumina e preferata mea. Băi, deci stai un pic să facem o mică recapitulare. Dăm cu poza, după care o luăm la goană ca nesănătoși. Așteptăm că probabil se oprește sau ceva și zbam, iar poza. Nu? Asta e ideea. Să punem în aplicare treaba asta, să vedem ce ar putea să iese. Eu sper să iese bine, că altfel o să fie un videoclip al dracu de lung. Deci, where the fuck am I? Uh,
Fă, unde ești? I need to see you. Ia uite-o. Ia-o la goană, ia-o la goană, băgați-ai pula măta, ia-o la goană, 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 ia-o la goană. A, nu cred, frate, nu cred așa ceva. Dă-i, fă cu poza, Doamne, sfinte, ia-o la fugă, ia-o la fugă, ia-o la fugă, fă. Bă, da, aia nu se oprește, mă, mâncava-și gura voastră. Hai de pula mea. Stau cu morcov în cur, mă jur. He, he, și ce o să mă mai fugărească acum? Unde pula mea e? Ia uite, bă, frate, da bravo, bă. Nu, mai că m-a prins aici, mă fute, ce să mai... Ce pula mea că nu se vede nimic? Băi, eu-mi bag pula, mă, frate, mă. Fă-i, bă, proastă poză, băga-mea și pula, mă, ta. Cat, cat, băga-mea și piciorul. A, fuge. De ce morții lui fuge? Să o iei la fufează, fă. Nu, bă, urât ești, băga-mea și pula, maica ta, urât ești. Hai, 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 vino, 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 vino. Hai că te-am prins acum, fătu-ți gura, mătii. Ok, unde pula mea fuge? Nu fuge, băga mea și pula măsa că nu fuge. De ce nu faci în rasa, mătii, poză? Ok, asta a fost ciudat. Objective updated. Ia să vedem ce spune. Cred că deja filmez de 20 de minute, băga mea și pula. The furry monster looks like it's retreating somewhere. Where the fuck is he retreating? Ah, gata, știu unde. A și spus de habitatul pulii mele, nu știu. Ok, dăm și noi pe... Cum se numește asta că nu vine Polaroid? Dacă nu mă înșel eu. Aș vrut eu să fie Polaroid. E foarte bestial albumul, Doamne, nu albumul, aparatul ăsta foto, Polaroidul. Bă, sper să nu fie vreun căcatul dracu de battle din ăsta infernal și pizda măsii, că eu o să-mi bag picioarele, că deja m-a spart rahatul ăsta de stafie. Sau spirit, ce pula mea o fi, nu știu, habar n-am. Sugător de coaie. Ce să mai bă, frate, o avem și pe vulpea cu 9 cost din Naruto acum, suntem șmecher, ce pula mea. Ia uite-l cum stă aici. Dar asta e o vulpe dacă... Dar de ce pizda, mă, ti merge așa încet? Hai, 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 hai cu tata, hai cu tata, vină cu ce? Vină cu ce fătă-ți gura mami tele să-ți fut eu ție asta și mâine câte ani. Aha, s-o iei în gură că ți-am făcut poză. Ah, ce m-a luat. Oh, you ugly son of a bitch. Fugi, fă. Proastă ești, fă. Ai nevoie de poze la album, nu-i așa, sărăcia dracului care ești, că nu se uită nimeni la tine ce urât ești. Lasă că o să te photoshopez eu. Maica mătii de bulangiu. Sau... Fuck. Bă, dar mi-o dă ăsta, nu glumă. Na, sugi o poză de aici. Na, mai sugi o poză. Bă, da, aproape că mă prinde de fiecare dată. Și ce pizda, mă, si frate, cu căcatul ăsta de muzică. Ce faci, bă, fugi? Te-am prins, muie, că te-am prins. Asta, că acum se șmecherește tot nivelul jocului. Aha, muie că te-am prins. Poți să o suși de la coin jos. Aha. Și
Da, știu că am spus de la Coin jos, dar nu mai știu ce să facă. Mi s-a zburlit părul pe coaie de la muzica asta și la cum arată căcatul ăsta așa mare. Oh, ce mi-a dat-o să-mi bă pula. Dă-i fă cu poza, ce pula mea. Presim că o să mor pe aici pe undeva. Nu, căcat! Unde-i mă? Wow. Cât rahatul de mare să-ți moară familia ta, urât ești, mă. Poți să sugi o poză. Căcat, e fix lângă mine, băga-mea și pula. M-a luat. Hai că te țin mai în poze, dă-te în gâtul, măti. Unde e, bă? L-am prins, nu știu dacă l-am prins. Bac pula, habar n-am. Nu, 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 căcat, nu, căcat, nu, căcat, nu! O să mor în pula mea, o să mor în pula mea. De ce pizda, măti, vii așa aproape? Și așa de repede, în primul rând, că nu înțeleg. De câte ori am murit până acum? Asta cred că e a treia oară. Să-mi bat pula în familia ta și în pui tăi de-o să-i faci tu. Asta așa ca să ne înțelegem dinainte. Hai, fă, wake the fuck up, că mai avem nițel și scăpăm. Stupid bitch. Doamne, deci mai întâi trebuie să fixez camera. Așteaptă 2 secunde că da, sigur, de ce să nu așteptăm să ne luăm în bot? După care abia, după care se gândește să facă o poză. Deci după 2 secunde în care stă ca o fufă proastă, se gândește să facă o poză, să-mi papulă e fix lângă mine. De ce dracu îmi dai spawn aici fix lângă el? Nu te înțeleg. Ești idiot? Băi, să-mi bag picioarele, frate. Morții tăi! Morții tăi! Vezi și în gâtul mătii de aici, deci o luăm la fugă. Stai să vedem. Bă, ce pula mea, mă, frate, mă. Deci stai un pic, trebuie să tatonăm puțin terenul. Aha, deci se vede acolo un glitch. Dă-i, fă! Bă, deci nu cred așa ceva, bă. Nu cred așa ceva. Bac pula, cat. În sfârșit, oameni buni, am reușit să-i dau de cablu cu mătra vulpea asta. E vulpe bătrână, aceea să mai n-a. E unsă cu toate alifiile. M-a cam nebunit un pic, ca să fiu sincer așa, dar acum, pula mea, deci să nu exagerez, cred că am stat o jumătate de oră ca să bat rahatul ăsta de vulpe cu 9 cozi în pizda, mă, și ce viață e asta, bă, mâncava și gura voastră. Și culmea era că de la un moment dat, nu știu dacă ați văzut, dar se mișca foarte repede, adică pur și simplu n-aveam ce dracu să-i fac și nu-mi dădeam seama, bă frate, dar ce să-i fac, că nu pot să o bat, adică nu pot să o prind să-i fac poză, că desigur ți-o păia ca fufa și în momentul în care sărea înapoi, sărea fix lângă mine, cădeam ca vaca jos, n-apucam nici să mă ridic bine, că japă îmi dădea una cu coada, păi da, pula mea, așa se face treaba. Și nu știu de ce nu mă gândise mai devreme să alerg așa în spate, adică să văd și eu cum se mișcă, în cât timp se mișcă și de ce se mișcă mai exact. Și da, mi-a bășit ideea într-un final, bă, ia hai să fugim noi așa, să ne uităm în spate, să vedem ce și cum. Și în sfârșit am reușit în pana mea, deci mă simt atât de ușurat, vai de capul meu. Ia să vedem ce spune muie în cură asta. No one could possibly stand that horrid stench of his. A cui în pana mea? Ok, ia să vedem ce spune aici. I managed to survive the strength of the hideous fox. Așa, da, deci ăștia sunt terminate, cum și-ar veni vorba. Și asta mai rămâne deserted suburbia. Deci pe astea nu mi le-a dat până acum, bănuiesc că în restul trebuie să intru ca să îmi dea misiunile. Bun, am înțeles șmecheria. Bă, dar mie îmi place că gagica asta, și cred că am mai spus treaba asta odată, dar chiar și așa, mie îmi place că gagica asta de când am început noi jocul și până în prezent, ea încă are, frate, jumătate de baterie. A, nene, să fac o poză la cur, nu te super, nu? O pun în revista școlii.
Ia, ce mai ai de spus? It's been a long time since that child went missing. Maybe it's time you found her. Ah, asta se referă la fufa aia mică care se ascunde. Vrea să jucăm de vați ascunsele. It's not finished yet. Nu știu ce, care-i șmecheria cu treaba aia, dar bănuiesc o să aflu când o să joc și primul joc. Eu când am descărcat jocul ăsta credeam că e primul, adică am intrat pe Steam frumos, bă, ia să vedem, Dreadout, bam, n-am mai stat să mă uit care era, l-am descărcat pur și simplu și aia e. Dar nu mă gândeam că e a doua parte a jocului. Oricum o să-l iau și pe primul ca să înțelegem mai bine povestea, că, na, are buguri, are pizda măsii nivele cum a fost și ăla care mi-a futut creierii. Da, e bunicel jocul ca poveste așa și ca idee, cu toate că seamănă mult cu Fatal Frame. Și cred că o să fac o serie și la Fatal Frame. Dar cam atât și cu episodul ăsta. Dacă v-a plăcut, știți ce aveți de făcut. Un like, un share ca să vadă și prietenii voștri. Și nu uitați să vă abonați. Noi ne auzim data viitoare. Hai, ciao les!